politic, la noi întotdeauna așa este. Cine vine în funcție de prim-ministru sau șef de stat, trebuie să aleagă. Unii efectuează prima vizită. Maladies. București, Moscova sau Bruxelles. Da. Eu prima ce fac, a să invit pe toți în Republica Moldova și a să fac tot posibil că Republica Moldova să vie, să devie platforma, nu doar locul unde se va negocia și se va discuta încetarea acestui război, despre care m-a întrebat, că nimeni nu o cheamă la negocieri, dar și să se ajungă și la un rezultat. E că prin asta noi să întrebăm în Republica Moldova, nu prin plan dramaturi, furtul miliardului, sigareta ONU, spirit și toate prostiile care s-a. Și acest lucru eu consider că este real. Deci, și eu vă asigur, spuneți, vă rog, ucrainenii să fie gata să vie la noi? Da. Șorușa să fie. Înțelegi? Deci să intrăm în istoric, ia că aici să demonstrăm maturitate politică la nivel mondial, nu prin referendumurile lui Maia Sandu și așa mai departe. Și astăzi Republica Moldova fiind gazdă, să fie gazdă nu la fotosesie cum a făcut-o Maia Sandu, înțelegi? Cum ați mai fac, cred că în cună, știi, ca să câștige alegerile prezidențiale. La Castelul Mimi? Deci, care a fost, da? Ceea ce a fost la Mimi? Da. Deci de asta eu primul lucru care l-ar face și pentru asta ar lupta și nu contează. Obțin rezultatul ăsta într-o săptămână, într-un an de mandat sau în parte. Este clar că astăzi trebuie de făcut tot posibil ca acest război să termine. Dar pentru asta nu trebuie să stai în birou și să comentezi fiecare rachet, ori fiecare snaread, înțelegi? Pentru asta trebuie să te implici. Dar acum e azi, e condamnă o rachetă, e s-o luată deciziile. 80% din ce salută Guvernul Republicii Moldova și președinția salută deciziile altor state. Spuneți, vă rog, care decizia lor poate fi salutate de alte state pe care ei salută în fiecare zi de dimineață până seara la televizor.